Dimineața asta o să am nevoie de feedback-ul vostru. Cum a fost ziua de ieri? Eu personal mă simt, nu știu, încântat că dintre noi 70 de persoane am ajuns sus pe Negoiu. Mulțumesc Domnului pentru lucrul ăsta, mulțumesc că toate au fost bune, am venit întregi toți și din contră câștigați. Bine, acum picioarele, genunchii, astea se refac. Bun, am un citat pentru voi în dimineața asta. Zice așa, fiecare dar nou mărește capacitatea primitorului de a aprecia și de a se bucura de binecuvântările Domnului. El dă har peste har. La el nu poate fi lipsă. Dacă rămâi în el, faptul că astăzi ai primit un dar, înseamnă că mâine vei primi unul și mai bun. Cu fiecare nouă descoperire a iubirii sale, el spune inimii primitoare, crezi lucruri mai mari decât acestea ai să vezi. Cred că suntem mult binecuvântați ca și popor advent pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ne-a încredințat, însă știu că Dumnezeu ne va da lucruri și mai mari. Dumnezeu va face lucruri și mai mari. Ne va încredința adevăruri și mai profunde. Asta dacă vom rămâne în el. Mai am încă un verset din Ioan 17:3. Ce înseamnă viața veșnică? Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Da? În cuvinte mai puține, să te cunoască pe tine. Deci să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Am în dimineața aceasta un devoțional care puțin mai mult spre ideea de studiu decât devoțional, o să fie mai cerebral, mai rațional ceea ce voi spune. Și e cu privire la noi, ca adventiști de ziua șaptea și la ceea ce avem noi de făcut pe pământul acesta, la misiunea noastră. Cine suntem noi adventiștii? Și când s-a născut adventismul? Vom lua unele lucruri ca atare, deci nu vom intra în detaliu foarte mult de ce originea o avem în anul 1844. Dar știm cu toții că Biserica Adventistă a apărut la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți descrise în Daniel 8:14, mi se pare că... Da, ok, 8:14. Bun, aș vrea să deschideți Biblia dacă o aveți și să încercăm puțin să descoperim niște lucruri interesante, zic eu. La Apocalipsa, capitolul 10. Apocalipsa, capitolul 10, conține niște detalii pe care le putem găsi oarecum și în Daniel, capitolul 12. Unii dintre voi au mai auzit lucrurile acestea de la mine. Pentru azi dimineață am avut altceva de spus, însă când m-am trezit în dimineața asta, Domnul mi-a pus pe inimă, spune lucrurile astea. Le-am aflat și eu cândva în primăvară, dar m-au zdruncinat un pic și am spus, când am ocazia, le spun, ca și alții să le știe. Spune așa, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 2. Voi sări puțin din verset în verset. Capitolul 10, versetul 2. În mână ținea o cărticică deschisă. Care este cărticica aceasta? A pus piciorul drept pe mare și piciorul strâng pe pământ. Versetul 4. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Asta se potrivește cu Daniel, capitolul 12. Când zice, pecetluiește, Daniele, ceea ce ți-am spus, pecetluiește pentru vremea sfârșitului. După aceea, mai departe,
spune așa: și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a spus: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va fi amară în pântece, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Cred că ordinea e inversă. Va fi dulce ca mierea în gura ta și după aceea, când va ajunge în pântece, va fi amară. De ce citesc versetele astea? Pentru că e exact ceea ce s-a întâmplat în 1844. Adventiștii, în urma, de fapt nu adventiștii, ci William Miller, în urma unui studiu profund, a luat cărticica și a mâncat-o, a digerat-o, a făcut un studiu mai profund, a descoperit că Iisus revine și a vestit: Iisus revine. Însă a fost un mesaj dulce, însă după ce a ajuns în stomac, în pântece, a fost amar, pentru că Iisus n-a venit atunci. Bineînțeles, au confundat, au greșit interpretarea a ceea ce însemna sanctuarul. Poftim? Sanctuarul. Sanctuarul, exact. Bun. Există o traiectorie istorică la capătul căreia apare adventismul, și anume: Daniel și Apocalipsa vorbesc despre fiară, corect? Printre altele. Ce spune despre fiară? Sunt două lucruri pe care le face fiara. Ok, ok, hulește, o să iau doar două dintre cele care mă interesează pe mine pentru studiul acesta. Hulește și mai face încă un lucru. Ok, și încă unul. Spune mai tare. Prigonește pe Sfinții lui Dumnezeu. Ok, bun. 1260 de ani, da, la 1798, papalitatea cade și se împlinesc cei 1260 de ani, la capătul cărora apare adventismul, corect? Nu după mulți ani apare adventismul. Bun, ne întoarcem la domnia falsei religii, adică papalitatea. Vorbea hule împotriva celui preanalt. Ce hule vorbește papa împotriva lui Dumnezeu? Cum? Care dreptul să ierte păcatele, da, corect. Dar dacă eu îl hulesc pe Dieter... Ok, corect. Spune lucruri neadevărate. Adică, ca să-l hulesc în mod normal, noi așa înțeleg eu, nu știu dacă voi înțelegeți altfel, dar vorbesc foarte urât împotriva lui. Deci folosesc cuvinte poate chiar vulgare ca să-l înjosesc. Da? Dar papalitatea nu a făcut lucrul ăsta. Nu l-a... Un pic mai încolo. Nu l-a înjosit pe Dumnezeu în mod direct. Da? Ci ceea ce a făcut papalitatea a fost o reprezentare greșită a lui Dumnezeu. Ei ziceau: papa, eu, sunt înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Da? Deci, uitându-vă la mine, îl vedeți pe Dumnezeu. Dar știm cum reprezenta papalitatea caracterul lui Dumnezeu. Greșit, în mod greșit. Deci nu e o hulă pe față, ci e o reprezentare greșită. Bun. Și va folosi forța numele lui Dumnezeu. De fapt, ce a făcut papalitatea a fost ceva de genul: îl iubești pe Dumnezeu? Dacă îl iubești, va trebui să, ca să-ți ierte păcatele, va trebui să plătești, va trebui să te supui nouă și regulilor pe care noi le facem. Noi suntem Dumnezeu. Da? Și e ca și cum îi spun lui Dieter: Dieter, mă iubești? Nu știe ce să zică. Da, nu. Dar dacă îi arăt, nu știu, un pistol sau o bâtă sau ceva: Dieter, mă iubești? Sigur, gândește bine. Știi? Deci oamenii erau obligați să-L iubească pe Dumnezeu. Ok. Care a fost efectul? Ce s-a întâmplat în perioada asta în care a fost reprezentat greșit caracterul lui Dumnezeu? A apărut Europa seculară. Europa în care nu-și mai dorește să audă despre Dumnezeu. Mergeți în țările de vest, hai să dăm cele mai tare exemple. Franța, Olanda, Belgia, da, sunt țările care au luat primele decizii pentru homosexualitate, eutanasiere,
tot felul de ciudățenii din astea, care nu au niciun suport biblic, din contră. Și a apărut ateismul. Și aici vreau să fac o distinție. Ce înseamnă ateismul? Darwin a venit doar mai târziu. Teoriile lui Darwin veniseră doar mai târziu. Însă oamenii erau deja atei. Și asta de ce? Pentru că era un protest împotriva religiei. Oamenii erau sătuli de ceea ce le zicea papalitatea. Erau sătuli. Nu mai vreau să aibă de-a face cu Dumnezeu acela. Nu mai vreau să aibă de-a face cu religia aceea. Ateismul științific a apărut doar după aceea. Deci, ateismul nu e chiar ateism. Dacă mă înțelegeți. Deci, e un protest împotriva a ceea ce reprezenta biserica ca fiind caracterul lui Dumnezeu. S-a făcut un experiment. Oamenii au fost întrebați pe stradă în Olanda. Vrei să ai de-a face cu biserica? Îți place biserica? Mergi la biserică? 9 din 10 au spus nu. S-a schimbat puțin întrebarea și întrebarea era vrei să ai de-a face cu Dumnezeu? Vrei să te apropii de Dumnezeu? Vrei să cunoști mai multe despre El? Și răspunsurile au fost invers. 9 din 10 au fost da. Deci oamenii îl doresc pe Dumnezeu, dar nu doresc o religie. Nu doresc o reprezentare greșită a lui Dumnezeu. Și biserica, vrem nu vrem, este locul în care Dumnezeu este reprezentat prin doctrină, da? Sau prin ceea ce credem, prin caracterele oamenilor. Bun, mergem mai departe. Biblia este este cartea care dezvăluie caracterul lui Dumnezeu. Deci cum putem să avem acces la caracterul lui Dumnezeu, să vedem cum e Dumnezeu citind Biblia? Da. Da. Când a apărut adventismul, pe vremea lui William Miller și apoi 1844, imediat după aceea Ellen White. Ellen White și William Miller au două viziuni, fiecare câte una, care pun cumva temelia a ceea ce înseamnă adventismul, care este misiunea noastră. Și înainte de asta, vreau să mai citesc din Apocalipsa 10, ca să introduc cele două viziuni. Dacă mergeți la Apocalipsa, capitolul 10, versetul 11, spune așa: apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Vi se pare ok ceea ce spune aici? Adică să prorocești din nou cu privire la. Ce înseamnă asta? Cum? Da, dar ce treabă au neamurile, limbile, împărații? De ce trebuie să prorocim din nou cu privire la neamuri și la împărați? Problema e că dacă citim în traducerea din engleză, spune așa: trebuie să prorocești din nou înaintea multor neamuri, limbi, împărați. Deci nu cu privire la, ci despre. Da? Pardon, scuze. Nu cu privire la, ci înaintea lor. Trebuie să prorocim înaintea lor. Bun. Și atunci, ce trebuie să prorocim? Trebuie să prorocim din nou. Adică poporul advent trebuie să prorocească ceva. Ce trebuie să prorocim? Și aici vine viziunea lui William Miller și al Ellen White. Spune așa, într-o cameră, spun foarte pe scurt, dacă vreți, vă spun de unde pot fi citite, scrieri timpurii, puteți să le luați mai în detaliu. Spune așa, într-o cameră era William Miller, pe o masă era o cutie în care erau multe pietre scumpe. Și o voce îi spune, deschide cutia. O deschide și vede acolo o mulțime de pietre foarte, foarte frumoase, străluceau. Era atât de încântat William Miller încât nu poate să ține doar pentru el, ci spune la toată lumea. Haideți să vedeți ce am găsit în cufăr. Și oamenii încep să vină. Umplu camera și se uită acolo și văd pietrele. Și rând pe rând fiecare ia câte o piatră și umblă prin cameră pe acolo, le aruncă la pământ. Ei vin încălțați în niște bocanci murdari cu noroi, le calcă în picioare pietrele respective
Și William Miller e disperat. Ce se întâmplă? De ce trebuia să nu spun? De ce am spus, uite, oamenii vin și le încalcă în picioare? Dar după aceea o altă voce îi spune, stai liniștit. Și intră un om cu o mătură înăuntru. Și omul acela cu mătură îi scoate pe toți afară, rămâne doar William Miller și începe și face curat. Am uitat să spun, ceilalți aduceau și alte rubine, alte pietre din acestea scumpe, dar care erau false. Deci nu erau cele adevărate, altele false. Și William Miller nu mai putea face distinție între cele adevărate și cele false. Și omul cu mătura vine, le curăță, scoate afară pe geam, aruncă pe geam tot ce este fals, tot ce este murdar, le pune înapoi în cufăr și lucru interesant, William Miller vede următorul lucru. Pietrele acelea erau de 10 ori mai strălucitoare și puse într-o asemenea ordine încât era mai mare dragul să te uiți. Da? E exact ce se întâmplă. Dumnezeu lasă caracterul lui, oamenii și doctrinele lui, oamenii vin, le calcă în picioare, aduc altele false și nu mai poți face distinție. Care e bună, care e rea? Însă vine omul cu mătura, le curăță și strălucește, adevărul strălucește de 10 ori mai mult. Asta e ceea ce avem noi de făcut. Ellen White vede o casă, un templu și în templu vedea că există doar un stâlp de susținere. Toată construcția se ținea pe un singur stâlp. Nu era altul. Și se întreba ea, Doamne, ce se va întâmpla dacă stâlpul acela cade? Toată clădirea se va prăbuși. Se uită mai bine și de stâlp era legat ceva. Cu un lanț era legat un miel. Un miel junghiat, un miel sângerând. Și sentimentul ei este că nu poate merge acolo, în templul respectiv, decât dacă se pleacă înaintea mielului și îl recunoaște ca salvator, ca și mântuitor personal. E ceea ce avem noi de făcut. Biserica papală a reprezentat greșit caracterul lui Dumnezeu. Rolul nostru, ca și adventiști, printre altele, da, putem să spunem, e întreita solie îngerească, dar nu sunt elemente distincte ceea ce spun față de întreita solie îngerească. E să-L reprezentăm corect pe Dumnezeu. Prin caracterele noastre, prin ceea ce trăim la biserică și în viața de zi cu zi, putem să-L reprezentăm corect. Da? Asta e ceea ce avem de făcut. Încă două lucruri o să vă mai spun. Adventiștii de ziua șaptea au înțeles greșit ceea ce au ei de făcut. Și au crezut că trebuie să propovăduiască sabatul, trebuie să propovăduiască tot felul de alte adevăruri cu privire la starea morților și alte lucruri. Și James White a făcut următorul tablou. Asta era evangelizarea lor. Puneau undeva pe o planșă această imagine și cu un băț spuneau, veneau, de la Eden, omul a căzut în păcat, a fost nevoie de jertfe, Dumnezeu a dat legea pe Sinai și așa mai departe. Da? Însă, problema adventiștilor era următoarea, aveau un topic, starea omului în moarte și veneau cu versete biblice. 10, 20, 30, 50 de versete care susțineau starea omului în moarte, care este adevărul cu privire la acest subiect. Ceea ce n-a fost ok, n-a fost bine. Putem povesti cândva mai mult despre lucrurile astea, dar uitați-vă în imagine. Ce iese în prim plan? Iese cu adevărat crucea? Central e copacul. La umbra copacului este și crucea, dar copacul este important. Cele două table a legii. După ce James White moare, Ellen White primește o nouă viziune de la Dumnezeu. Uitați ce spune Ellen White. Pe de o parte, oamenii religiei în general au separat legea de Evanghelie. Și au spus, legea nu mai este bună.
Legea nu este, nu este nevoie de lege. În timp ce noi, pe de altă parte, am făcut aproape același lucru. Dar dintr-un alt punct de vedere, noi nu le-am prezentat oamenilor neprihănirea lui Hristos și deplina semnificația marelui său plan de mântuire. Le-am lăsat pe din afară pe Domnul Hristos și am lăsat la o parte iubirea sa fără egal. Ne-am implicat în teorii și raționamente și am ținut predici bazate pe argumente. Gândiți-vă bine la aceste lucruri. Zice așa, există un singur adevăr central important ca să fie păstrat mereu în minte pentru studiul Scripturilor. Hristos și El răstignit. Orice alt adevăr este investit cu putere doar dacă are legătură cu acest mare adevăr. Altfel, nu contează. Vrei să susții sabatul? Poți să-l susții, dar nu are nicio valoare dacă omul nu înțelege mai întâi pe Hristos și pe El răstignit pentru propria lui persoană, da? Pentru sufletul lui. El este salvat de către Hristos. Da? Deci orice altă temă nu are nicio valoare decât dacă este în legătură cu Hristos. După moartea lui James White, Ellen White comandă un alt tablou, primește o viziune din partea lui Dumnezeu și face acest tablou. Acum se vede clar cine e în centru. Se vede clar că Hristos pe cruce e punctul central. Celelalte adevăruri, Adam și Eva, căderea lor, Cain și Abel, jertfele, toate sunt, dacă vă uitați, în umbra crucii. Da? Botezul și mai departe, Noul Ierusalim. Da? Dar mai apare legea aici. Mai vedeți legea? Nici măcar. E tot undeva într-un colț. Știți ce e aici? Muntele Sinai. Da? Și legea e importantă. Dar important e Hristos. Hristos pe cruce. Nu există o altă idee care trebuie să fie tratată cu mai multă seriozitate, să fie repetată mai des sau întipărită cu mai multă fermitate în mintea tuturor, cum este aceea cu privire la imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin faptele sale. Oricât ar fi ele de bune. Mântuirea este primită numai prin credința în Iisus Hristos. Ăsta e adevărul central. De ce m-am hotărât să spun lucrurile acestea? Nu știu. Dacă sunt lucruri noi pentru voi, dacă nu sunt, probabil că nu sunt complet noi lucrurile acestea, le-ați mai auzit. Dar ieri pe traseu am avut o discuție cu două persoane și vorbeam despre tinerii bisericii. Care este starea lor? Cum sunt tinerii? Cât de mult se înțeleg ceea ce vrea Dumnezeu de la ei? Dacă se depărtează, le place mai mult lumea sau le place biserica? Și aici este soluția. Tinerii nu-L văd pe Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, vor găsi plăcere în altceva. Dacă vrei ca tânărul să rămână în biserică, dacă vreți voi să rămâneți în biserică și eu, trebuie să ne concentrăm pe adevărul acesta. Hristos. Hristos și El răstignit pentru mine și pentru tine. Toate celelalte, sabat, n-ai voie, îmbrăcămintea, cât de lungă, cât de scurtă, cum să fie, ce activități, ce, astea n-au nicio importanță până când omul nu înțelege adevărul central. Cred că am terminat. E tot ceea ce am vrut să spun. Gândiți-vă bine la lucrurile acestea și fie ca Domnul să ne ajute să rămânem lângă Hristos și nu să dezvoltăm teorii bazate pe argumente. Aș vrea să ne rugăm împreună. Și aș vrea să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm cine simte nevoia aceasta. Și ultima rugăciune îl rog pe Dieter să o facă.